cadrul proiectului finanțat pe 2014-2020, pe Programul Operațional de Infrastructură Mare, suntem astăzi la Lupeni, unde avem două contracte, contract lotul vest, contractul lotul est, de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare și un tronson de abducțiune. Vorbim astfel în Lupeni de aproximativ 20 de kilometri de rețea de alimentare cu apă și abducțiune și peste 12 km de kilometri de rețea de canalizare. Suntem acum într-un amplasament unde se execută lucrări. Pentru prima dată se modifică puțin și infrastructura de alimentare cu apă, unde aducțiunea care vine de la Valea de Pești va putea alimenta și rezervoarele aferente stației de tratare Braia. Deci orice problemă de alimentare a apei din stația de tratare Braia va putea fi suplinită de sursa Valea de Pești, care, după cum știți, a fost reabilitată cu o altă tehnologie și în ultimii ani a funcționat ireproșabil. Deci în Lupeni, așa v-aș putea spune, se montează peste 1000 de apometre pe un lot și peste 200 de apometre pe celălalt lot, deci peste 1200 de apometre vor fi montate, deci aferent tot atâtea gospodării vor beneficia de noile rețele de alimentare cu apă și practic în Lupeni se înlocuiesc cele mai vechi rețele, știm că Lupeni este un oraș destul de vechi și vor beneficia de aceste lucrări majoritatea locuitorilor din Lupeni, în special în zonele mai vechi. Și aici, când spun zonele mai vechi, vorbim de cartierele Ștefan, care, cine știe, canalizarea mergea mai mult pe deasupra decât pe unde trebuie. Vorbim de cartierele Braia din Lupeni, cartierele vechi, cartierul Viitorului, care, deși nu e foarte vechi, avea mari probleme în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. Când vom putea vorbi de straja și alimentarea cu apă de aici? Straja face parte dintr-un alt proiect care a fost început și finanțat cu sprijinul Consiliului Județean și este și acolo un alt proiect în derulare. În Straja este un proiect care se va întinde pe o perioadă mai lungă. În această fază s-a început cu rezervorul de magazinare. Se lucrează la rezervorul de magazinare de 500 de metri cubi de sus, de lângă crucea de la Straja. O altă localitate unde se investesc bani europeni e orașul Uricani și partea de Câmpul Luneag. În orașul Uricani reabilităm aproximativ 7 km de conductă de apă, 6 km conductă de canalizare, iar pe partea de Câmpul Luneag intervenim, practic se aduce apă din stația Valea de Pești, după ce se construiește aproximativ 4 km de conductă de aducțiune și aproape 7 km conductă de distribuție. Deci este foarte importantă lucrarea de pe Câmpul Luneag din punctul nostru de vedere, parcă puțin mai importantă decât cea de pe Uricani, deoarece peste 500 de gospodării, adică peste 1000 de oameni, vor beneficia de apă potabilă. Practic, eficiența stației Valea de Pești, încă o dată, va fi scoasă în evidență. Ea funcționează, după cum știm, de 4 ani în urma reabilitării, tot cu fonduri europene, de 4 ani în afară de lucrurile de mentenanță și întreținere. N-am avut-o nici o oră oprită din cauza turbidității, chiar dacă am trecut peste câteva momente de inundații. De aici, de la câmp în sus, vor beneficia de apă potabilă, cum am zis, peste 400 de gospodării. În momentul de față, respectivi au apă brută care nu este o apă potabilă, lucru care nu este normal în să folosești apă nepotabilă. De aceea, această lucrare este foarte importantă pentru toată comunitatea din câmp. De la mijlocul anului 2021 vor avea, cum am spus, tot apă potabilă, cu posibilitatea de a merge mai în sus către munte. Aici vorbim de aproximativ 9 milioane de lei pe partea de Câmpul Luneag.
Lucrarea este complexă, cum am spus, stație de pompe la stația Valea de Pești, rezervor de înmagazinare în zona Valea Paroșeni și toți de aici încolo vor avea apă potabilă. Stația Câmpului Neag, unde, după cum am zis, peste 400 de gospodării vor avea apă potabilă. Apă potabilă care va veni printr-un sistem de pompare de la stația Valea de Pești. Va fi un rezervor de înmagazinare pe strada Paroșeni, iar de acolo gravitațional vom distribui apă în toată zona Câmpului Neag. În momentul de față suntem pe strada Strugurelui, locație în care oamenii până acum nu au beneficiat de apă potabilă.